Concursul Sfinții Închisorilor a strâns poeme, poezii, eseuri și alte opere de la 75 de copii din județul Botoșan și nu numai. Organizat de Asociația Scut Botoșănean, competiția a ajuns în 2023 la a șasea ediție. Festivitatea de premiere a avut loc joi după amiază la Centrul de Creație din municipiul Botoșani. La ediția din acest an au fost în jur de 80 de participanți, din câte am văzut lista finală cu primile și mențiunile. Și pot să zic că au fost iarăși foarte mulți copii care s-au implicat, mai ales în partea de lucrări pe secțiunea de arte plastice. Am primit și multe eseuri bine scrise, poezii care denotă o sensibilitate deosebită a copilor. Coorganizatori au fost profesorul Cătălina Fălcoianu și artistul plastic Aida Șușter-Boțan. Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Botoșani a fost partener. Chiar pot să zic că este încă o dată o ediție reușită. În ce constă premiile? Premiile constă atât în bani cât și în materiale pentru copiii care au participat la secțiunea de arte plastice și diplome pe care le oferim, diplome care sunt, eu știu, acreditate, să zic așa, de asociația noastră și de acest parteneriat pe care îl avem cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Centrul pentru Cultură.